Administratorul public al județului Petru Luhan are mari șanse să deschidă lista candidaților PDL în regiunea de nord-est pentru alegerile europarlamentare din data de 7 iunie. Săptămâna trecută, Gheorghe Flutur a declarat că la centru s-a hotărât ca fiecare din cele 8 regiuni să propună 5 candidați la euroalegeri și ordinea lor pe listă. Tot atunci a precizat că în regiunea de nord-est prima opțiune este Petru Luhan, iar acesta ar urma să fie secondat de reprezentantul organizației de neamț. PDL-ul se gândește la o organizare internă cu manager de partid care să se ocupe de problemele administrative și organizatorice a partidului și trecerea la organizare pe colegii și pe secții de votare. Un manager în fiecare județ, pentru că ne trebuie organizare mai bună și să activăm structurile noastre pe secții de votare în perioada următoare. Președintele PDL Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că pentru noul post, cel de manager politic, este nevoie de o persoană tânără, dinamică și cu abilități de organizare și de comunicare. Liderul PDL a spus că acesta se va ocupa de punerea la punct a fel de fel de evenimente ale filialei județene a Democrat-Liberalilor pentru a asigura succesul partidului în alegeri. Șeful de campanie al organizației județene a Partidului pentru Europarlamentare este președintele filialei municipale Suceava a Partidului Democrat-Liberal, primarul Ion Lungu.